Brother intră în hoteluri și în pensiuni. Unitățile de cazare vor fi obligate să introducă într-un sistem informatic toate datele personale ale turiștilor. Inițiativa aparține Ministerului Turismului, care vrea astfel să combată evaziunea. Ce nu s-a spus este că datele vor fi văzute în timp real și de Ministerul de Interne. Pe scurt, autoritățile vor ști cine, unde și cu cine și-a petrecut sejurul. Sistemul e simplu și eficient. Turistul ajunge la hotel, completează un formular cu datele personale, evident cu actul de identitate, la vedere. Recepționerul va transcrie informațiile într-un sistem centralizat. De aici, informațiile se despart. Ministerul Turismului va avea acces la date generale, cum ar fi numărul de turiști care se află în respectiva unitate. Ministerul de Interne va avea însă control total asupra informațiilor. Acces va avea, așa cum cere legea și cum prevede legislația în prezent, doar Ministerul Administrației și Internelor. Noi vom avea acces doar la datele care țin de statistica, de evidența turiștilor, din punct de vedere numeric. În mod cert, prin acest sistem vom avea pârghile de a împiedica evaziunea fiscală la nivelul, la scala la care se întâmplă ea în prezent. Dacă vor trimite date incorrecte sau incomplete, proprietarii unităților de cazare vor fi amendați cu până la 20.000 de lei. De partea cealaltă, turistul care va refuza să-și prezinte datele personale nu se va putea caza. Nu sunt de acord cu asta. Este vorba despre intimitatea clienților. Cred că va scădea numărul de turiști care se vor caza? Da. Printre turiști, părerile sunt împărțite. Are două tăișuri toată chestia asta. Nu am nimic împotriva atât timp cât datele personale nu devin publice. Nu sunt de acord ca să știe. Și în prezent, turiștii sunt obligați să-și scrie datele personale pe o fișă. Diferența este că informațiile rămân doar pe hârtie. Nu este un sistem unic. Fiecare hotel are evidențele lui. Ne ajută să ținem o bază de date cu clienții. Aceste fișe sunt în două exemplare. Originalul rămâne în arhiva hotelului, iar copia este transmisă poliției locale. Sigur că erau hoteli care din, eu știu, economie de fișe. E posibil să registreze doar o persoană în loc de două. Astfel de sisteme există și în alte țări europene, acolo unde amenințarea teroristă este un pericol, cum ar fi Marea Britanie. Protestele îi sperie pe